O femeie a sunat la 112 și a anunțat că tânăra de 17 ani a căzut în canalul Bistrița. Trei echipaje de pompieri cu o barcă de intervenție și mai multe ambulanțe au ajuns de urgență la fața locului. Adolescenta locuia în localitatea Roznov împreună cu mama, mătușa, o soră și un frate. După ce tatăl ei s-a sinucis acum 2 ani, adolescenta nu și-a mai revenit, spun apropiații. Nu am fost legată până în Slobodia, prezentat la cineva. Și-a dispărut așa deodată? Da, mă, și la... Mă iubeam tot timpul seara, mă iubesc, sunt la tine. În oraș mulți știu că după moartea tatălui, fata a suferit foarte mult. Știu că avea probleme de comportament, mai e fost pe la primărie, la serviciu de asistență socială. Mai avea probleme cu profesorii. Un alt caz similar s-a petrecut în urmă cu doar câteva zile în județul Constanța, unde un tânăr a căzut de pe podul de la Cernavodă. În continuare se desfășoară ample operațiuni de căutare pentru găsirea lui.